Scorul obținut de președintele Klaus Iohannis în municipiul Suceava la primul tur al alegerilor prezidențiale îl satisface pe președintele Organizației Municipale Suceava, PNL, Ion Lungu. Acesta a declarat că este mulțumit de rezultat, mai ales că Iohannis a avut cu 3.000 de voturi în plus față de numărul de semnături strânse pentru candidatura. Mai exact, a obținut 16.529 de voturi față de 13.000 de semnături. Am luat mai mult cu 5.000 de voturi față de alegerile europarlamentare. N-am pierdut nicio secție în municipiul Suceava. Dacă vreți, am luat cât PSD-ul și USR-ul la un loc, e bine. Sigur că eu mai discut cu colegii mei, primari din comuni, pe care respect foarte mult. Fiecare în felul lui, dar cu 300 de voturi el a luat mai mult procent ca mine, are 48%. Foarte bine. Dar una să gestioneze 100.000 de alegători și alta să gestioneze 1.000 de oameni la țară. Asta e situația. Eu sunt mulțumit. Am făcut o campanie foarte bună în municipiul Suceava. Este o realitate. Am muncit foarte mult, dar eu sunt mulțumit de scor. Sigur că vom face tot posibilul să obțin un scor foarte bun la alegerile din turul 2. În municipiul Suceava, candidatul PSD Viorica Dăncilă a avut 8.858 de voturi și Dan Barna, candidatul USR Plus, a avut 7.318 voturi.